Presa liberă trecere. Bună seara, bun găsit tuturor! Sunt Loredana Balan, doamnelor și domnilor. Vă invit să urmăriți minutele următoare, o altă ediție a emisiunii Presa Liberă Trecere. Tot auzim, mai ales în sezonul rece, că în cadrul primăriilor se întrunește comandamentul sau comitetul pentru situații de urgență. Ei bine, acesta este subiectul pe care l-am propus pentru discuția din această seară. Avem doi reprezentanți ai primăriei municipiului Râmnicu-Sărat, doi reprezentanți mai exact ai compartimentului de protecție civilă și situații de urgență. Este vorba de domnul Dan Paveluc, inspector protecție civilă, și de domnul Aurel Sfinteș, șeful serviciului de voluntari. Bună seara, bine ați venit, domnilor! Bună seara, bine v-am găsit! Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație! Și eu, de asemenea, vă mulțumesc pentru prezență, mai ales că situația de afară o impune. După emisiune, după filmarea noastră, înțelegem că aveți și o întâlnire la primărie cu toți factorii implicați. Cum stau lucrurile, domnul Paveluc? Mai întâi aș vrea să clarificăm lucrurile privind acest compartiment pentru situații de urgență. Compartimentul este compartimentul din cadrul primăriei, care se ocupă practic de gestionarea situațiilor de urgență, fiind împărțit în două componente, una de prevenire și stingere a incendiilor și cea de protecție civilă. Dacă lumea este familiarizată cu prevenirea și stingerea incendiilor, știind în general cu ce se ocupă, partea de protecție civilă se ocupă de activitățile, măsurile, sarcinile de prevenire și reducerea riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, precum și înlăturarea urmărilor acestora. Aș vrea să menționez faptul că acest compartiment are dublă subordonare. Se subordonează primarului și în același timp inspectoratului pentru situații de urgență județean Neron Lupaș. Înțelegem că toate planurile noastre, toate acțiunile sunt comunicate mai departe primarului municipiului, da, după care către inspectoratul pentru situații de urgență, exact, da? Sigur. Exact. Deci noi în momentul în care avem de a face cu o situație de urgență, comunicăm imediat primarului și în același timp primarului și în același timp facem comunicare și la inspectoratul, ținem legătura cu inspectoratul județean pentru situații de urgență. Aveți întocmit un plan de măsuri cu care interveniți? Anual se întocmește acest plan de măsuri? Sunt mai multe planuri. Riscuri. Aș vrea însă, înainte de toate, să discutăm, să vedem ce este o situație de urgență, pentru că lumea nu știe în general ce e o situație de urgență, mulți nu știu ce înseamnă o situație de urgență, confundă lucrurile și ne trezim la birou cu diferiți oameni care... Vă solicită cu totul și totul alte lucruri, exact, da? Înțelegând exact urgență prin exact termenul folosit. O situație de urgență practic este un eveniment excepțional, non-militar, care prin amploare și intensitate poate afecta viața și sănătatea populației, mediul, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare categoric o serie de măsuri, acțiuni urgente. Printre atribuțiile acestui compartiment aș enumera identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale și tehnologice, informarea și pregătirea preventivă a populației, înștiințarea autorităților și alarmarea populației, organizarea și executarea intervenției și eventual evacuarea ca măsură de protecție a populației și a bunurilor materiale. Cum reușiți, în general, să informați populația într-o situație de urgență?
Să știți că, în general, ajunge informația la populație prin intermediul mass mediei, pentru că ați văzut avertizările, bună oară, avertizările... Sigur. Da, ajung la noi, e foarte adevărat. Dar până transmitem noi, ele deja sunt transmise de mass media prin deja. Radio, televiziune, presă, în general. Deci măcar aici să ne demonstrăm și noi rolul, da, un rol pozitiv, sigur, da? Sigur, da. Am fost de nenumărate ori la postul noastră de televiziune și am transmis avertizările pe care, de fapt, dumneavoastră deja le transmiteți. Dar este datoria noastră să ne facem această treabă și, da, cu ajutorul, prin intermediul mass mediei, ne facem auziți. Și este principalul canal prin care oamenii se pot informa, circulația radio, circulă destul de repede, mai ales într-o situație de urgență, cum ar fi un fenomen meteo, atunci când oamenii nu pot ieși din casă, nu se pot deplasa. Dacă există energie electrică, atunci există și posibilitatea de a se informa. Speranță de toate. Dacă vrea domnul Aurel Sfinteș să intervină? Deci, vorbeam de situații de urgență. Uneori ne întrebăm când este o situație de urgență. Eu am câteva idei strânse. Dacă ai rămas fără benzină, nu este o situație de urgență? Nu este. Dacă o pisicuță s-a urcat într-un copac, nu este o situație de urgență. Nici accidentele rutiere soldate cu avariere autovehiculelor nu este o situație de urgență. De multe ori avem telefonul în buzunar, cel mai repede este 112. Chemăm poate și poliția să ne ducă până acasă. Se spune, un minut este un hotar între viață și moarte. De multe ori. Poate fi minutul care îi dăruiesc familiei mele, ori pe mine ca persoană, ori o rudă, cineva apropiat. Pot să blochezi o linie telefonică și să, în acel moment, să faci diferența dintre viață și moarte. Pentru că sunt persoane care solicită foarte multe chiar informații, chiar nu foarte înțeleg, ușor, intră să în conflict cu dispecerul respectiv, exact, blocând astfel discuții, linia telefonică. Polemici, exact, și nesfârșite. Da. Mai spunem, se interzice utilizarea numărului 112 în scopuri ce nu reprezintă situație de urgență. Această apelare abuzivă sau alertă falsă se pedepsește contravențional cu amendă de la 100 la 500 de lei. Puțină lume știe, este și o lege din 2002, nu are rost, 398 pentru cunoscători. 398-2002. Alertarea, fără motiv, blocarea liniilor, situații de urgență, 112. Ați dat noastră mai devreme exemplu cu un animal, un patruped rămas blocat, pentru că tot vedem asemenea situații într-un copac. Și spuneați că nu reprezintă o situație de urgență. Nu reprezintă o situație de urgență. Dar ați văzut ce amploare ia un asemenea eveniment? Da, să știți că și la noi a fost cazuri. Sigur. Bună oară, astă vară, mi-aduc aminte, a căzut un cal într-o... Da, chiar m-am deplasat într-o atunci, groapă și... Da, noi ne ducem ca să putem, cu mijloacele pe care le avem, să ajutăm, dar, în general, să știți că intervine detașamentul de pompieri. Da. Pentru că iau și utilajele necesare cu care pot să intervină. Noi sunt... lucruri mărunte pe care putem să le facem, să le dăm, în același timp le dăm un sprijin celor de la detașamentul de pompieri. Sunteți parteneri, da, da, în toată această treabă. Vreau foarte mult să-mi spuneți care sunt membrii, reprezentanții unui comitet sau comandament pentru situații de urgență. La nivelul administrației publice locale, autoritățile și instituțiile sunt obligate, potrivit legii 481 din 2004, privind protecția civilă, să asigure prevenirea și intervenția în aceste situații de urgență pe tipuri de risc, prin constituirea acestui comitet local pentru situații de urgență, comandament, îi spun comandament, dar este impropriu să știți comandament, el este comitet local pentru situații de urgență, sub conducerea nemijlocită a primarului, ca organism de sprijin și management al situației de urgență. El este alcătuit din
directori și șefi de instituții publice, reprezentanți ai serviciilor publice și agenții economici, filiale, sucursale sau puncte de lucru. Practic, exemplul nostru concret, din Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Muxărat, fac parte, printre alții, comandantul poliției, comandantul de atașamentului de pompieri, comandantul plutonului de jandarmi, directorul ADP, directorul companiei de apă, directorul de la gaze, reprezentanții ai poliția companiei locală, de gaze, directorul poliției locale, de la electrica. Sigur. Deci toți acești factori sunt implicați în acest proces decizional de luare a deciziilor în situații. Deci toate instituțiile importante, toate instituțiile publice, sigur, inclusiv agenții economici care furnizează utilitățile din diverse servicii, sigur, către beneficiari, către cetățeni. Exact, exact. Astăzi, de exemplu, cine se va întâlni la primăria Râmnicu Sărat? Astăzi, la ora 14, domnul primar a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență și sunt convocați toți cei 20, pentru că 20 de membri sunt convocați pentru a urmări situația meteorologică și măsurile pe care se impun. Discuta și măsurile care se impun. Da. Avem o situație care ne alarmează? Da, într-o oarecare măsură, însă e vorba de codul portocaliu de GER. Și care a intrat în vigoare de aseară și este un cod portocaliu de ninsori și viscol care a intrat în vigoare începând cu ora 10 și pentru care trebuie să ne pregătim. Însă aș vrea să nu... Să nu speriem, da, populația, da? Vreau să ne spuneți dacă în zona noastră școlile vor fi închise, se va lua această decizie? Nu, sau, nu. Momentan nu s-a luat această decizie. Nu se impune și nici nu cred că se va impune, pentru că din informațiile pe care le am... Codul galben va ține undeva până mâine, codul portocaliu până mâine la ora, în jurul orelor 12 și 14. Nu cred că se impune. Dacă situația o va impune pe parcurs, probabil că se va lua, dar din ce deținem noi în momentul ăsta, nu se impune. Înțelegem că este mai mult o întâlnire oficială, da? Așa trebuie, sigur, să se întâmple în asemenea situații. Toate instituțiile, toți cei 20 de membri implicați trebuie să fie în gardă în această perioadă, deși nu va fi o situație care să alarmeze populația. Sunt într-adevăr temperaturi scăzute, dar nu va fi pusă viața în pericol dacă, bineînțeles, vor fi respectate toate situațiile de fiecare persoană în parte. Dar în aceste situații, ce ar trebui să știe populația? Pe categorii de vârstă? Ceea ce aș vrea să vă aduc la cunoștință este faptul că pentru sezonul de iarnă 2017-2018, la nivelul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, s-a întocmit un plan de măsuri. Și undeva la sfârșitul octombrie, da, atunci s-a întrunit Comitetul Local și s-a luat o serie de măsuri. Printre care s-a făcut o evaluare a capacităților și resurselor tehnice și umane pentru intervenție la dezăpezire și trebuie să aducem la cunoștință faptul că, deși multă lume știe că administrația domeniului public execută dezăpezirea cu utilaje, personal, stocuri de materiale, combustibil, nisip și sare, de asemenea, s-a făcut verificarea sistemului de înștiințare alarmare a populației. Sistemul de înștiințare alarmare a populației din municipiu este format din 10 sirene. Și pe care, și pentru că tot am adus în discuție acest sistem, ați văzut că în ultimul timp sună mai des sirene. Și ne tot întrebăm ce se întâmplă. Ce se întâmplă. Pentru a lămuri acest lucru, aș vrea să
Vă informez că în luna septembrie a anului trecut, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a luat o măsură potrivit căreia în fiecare miercure, primă miercure din lună, se execută un exercițiu de antrenament pentru verificarea acestor sisteme de alarmare. Pentru a ști și ei câte funcționează, câte nu funcționează, cum stăm la nivelul autorităților locale cu acest sistem de înștiințare alarmare. Și ce aș vrea să de asemenea să subliniez este faptul că municipiul Râmnicu Sărat este printre puținele din țară care și-a dotat primăria cu o centrală de alarmare digitală care poate acționa centralizat toate cele 10 sirene. Vreau să le spuneți telespectatorilor, de când acest lucru? De anul trecut? De anul trecut, da. A fost o investiție destul de costisitoare. De costisitoare, dar necesară, pentru că după noi a fost în prima generație din țară care... Pionerat am făcut un pic și aici. Și tot mai mulți au început pentru că, da, este la nivelul Inspectoratului General să vrea centralizarea tuturor acestor sisteme de alarmare. Ce ne ajută? Ne ajută, în primul rând, da, el poate fi acționat la nivel local, de la noi, din primărie. Însă, în același timp, el poate fi acționat și de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, da, de la Buzău, cât și de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, București, de la București. Da. Și sunt localizate în punctele cheie ale municipiului, cele 10 sirene? Ele sunt împărțite pe zone, care să asigure o audibilitate în tot orașul. Da. Rază de acoperire. Da. Și dacă ar fi să intrăm mai profund în această discuție, vedem că sunt semnale diferite. Credeți că populația a ajuns să înțeleagă fiecare semnal în parte? Știe cum? Ia, vă rog. Avem, în general, în punctele din oraș unde sunt aglomerații, cum ar fi la piață, la casa de cultură, la serviciu de evidență a populației, la serviciu la spas. Școala 5. La școli. Avem niște pliante, da, pliante pe care le punem și în momentul ăla se poate observa ce înseamnă un anumit semnal. Da? Pentru că, da, lumea aude, da, la ce înseamnă, de ce. Exact, de exact. Ce s-a întâmplat, da, ce, da, este calamitate și naturală, ce se întâmplă. Exact. Da. Și atunci... Dacă vreți să prezentăm camerei, da, pliantul cu semnalele de alarmă. Mulțumim foarte mult colegului, vedem acolo alarma aeriană. Alarma în cazul dezastrelor naturale. Prealarmare aeriană și încetarea alarmei. Astea sunt semnalele pe care și aici sunt serii de 15 secunde. Mă rog, dar ele trebuie ca să nu... Mă rog, domnul Sfintaș. Prin mass media lucrurile sunt un pic clare, să spunem. Atac aerian. Deja știm despre ce este vorba. Ne comportăm ca atare. Semnalul, cred că în acele momente contează mai puțin decât sirena sunând, îți dai seama că este o problemă în acest caz și devii mai interesat. Ești undeva în bucătărie, te apleci către radio, către televizor și asculți puțin. Care este reacția râmnicenilor sau cel puțin la început, anul trecut, când ați dat drumul acestei centrale și au intrat în funcțiune cele 10 sirene? Da, să știți că am avut
nu neapărat reclamații, cât... Da. Întrebări, da? Întrebări, da. Întrebări foarte... Mult mai multe decât da. Se întâmplă în, în general și a trebuit să le dăm răspuns. Plus că am făcut informări pe bună oară ca să aduc în discuție numai poliția, inclusiv poliția m-a întrebat. M-a întrebat ce este cu această da. Alarmare. Și a trebuit să le dau un răspuns oficial, sigur. Informându-i că da, în fiecare miercuri, primă miercuri de lună. Și avem și o oră, da? Până, da, până în prânz se întâmplă acest... Între 10 și 11. 10 și 11, da. Eu zâmbeam pentru că am fost abordat pe holurile primăriei de o persoană. Ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Este un exercițiu de alarmare, o pregătire. Vedem ce funcționează, ce avem de aranjat. Se mai întâmplă să nu funcționeze o sirenă. Chiar după fiecare alarmare... Noi trimitem la, la ISU Buzău, la Nerun Lupașcu, un raport. Au funcționat toate, nu a funcționat o sirenă. Și încercăm să remediem în timp. Sigur. Domnilor, Comitetul pentru Situații de Urgență se întrunește de câte ori situația o impune, da? Exact. Dar vă întâlniți și, nu știu, semestrial sau anual deci pentru a vedea cum stau lucrurile? Obligatoriu semestrial, deci de două ori pe an și de câte ori... Situația o impune, da, se întâlnește de câte ori e necesar. Anul acesta am cam avut și cu intervenția după I-85, un pic cu prăbușirea bolții. Exact. A trebuit să deviem un pic circulația pe Dorobanți cu toată semnalistica de rigoare în acel moment. Domnii de la Poliția Municipală au semnalizat corespunzător, au indicatoare pentru tonaj sub 30 de km pe oră, deci au liniștit un pic traficul. A fost greu celor care făceau pe linia de 85 să vadă o buclă pe unde, pe undeva prin margine. Toți care veneau dinspre Focșani aveau tendința să se ducă înspre pod. Da? Au stat echipajele poliției locale și municipale și au dirijat prima săptămână acolo, s-au obișnuit. Și am înțeles că atât poliția, poliția municipală, poliția locală, cât și ADP Râmnicu Sărat au sigur. Fost implicați la maximum da. În acțiunea respectivă. Sigur. Da. Practic, ADP este un factor foarte important în acest comitet local pentru situații de urgență. Participă practic și mulți din cei de la ADP fac parte din serviciul voluntar pentru situații da. De urgență. Cel care practic intervine în anumite momente. Și da, anul trecut am avut activități, o multitudine de activități. Da. Pe lângă înzepezirile de care ziceați din perioada de ianuarie-februarie, am avut intervenții la inundații, 14 la număr, în anul 2017. Vreau să menționez faptul că acestea sunt în colaborare cu colegii de la Detașamentul de Pompieri. De asemenea, am fost solicitați la 8 incendii, la fel, împreună cu echipajele de detașament de pompieri. Doar pe raza municipiului Râmnicu Sărat, atât. Pe raza de competență, da. Da, aducea în discuție colegul rezolvarea situației create prin prăbușirea boltei după E85. De asemenea, o mare realizare este anul trecut la Oirreg. În urma catastrofei ecologice generată de scurgerile de reziduri petroliere din rezvoarele existente, a afectat atât zona cât și mediul înconjurător și a trebuit curățat solul în zona contaminată, depozitarea solului contaminat în habe metalice, s-a reușit împrăștirea de material absorbant, nisip și rășini specifice, precum și neutralizarea acidului sulfuric cu var, vidanjarea fracției lichide contaminate acolo și depozitarea acesteia în rezervoarele existente. Da, e un lucru
mare pe care pot să afirm că l-am realizat, mai ales pentru cei de acolo din zonă care... Deci, în experiența dumneavoastră, în această calitate de inspector pe protecție civilă, acesta a reprezentat punctul nevralgic, da? În toate acțiunile întreprinse în vara anului 2017. Un alt eveniment neprevăzut la Râmnicu Sărat, de care autoritățile au trebuit să se ocupe. Sigur, sigur. Pază și tot ce a însemnat. Au lipsit inițial de la rezervoarele din incinta Oil Reg. Aș vrea să nu mai menționăm societatea, vă rog, da, foarte scuzați-mă, mult. Da, scuzați-mă, da. Flanșe imense, suntem convinși. Nu știu, acum lucrurile sunt rezolvate, totul este bine. Ce se vidanja se depozita în rezervoarele existente. Nu am avut posibilitate să ducem vitanja și să o descărcăm undeva pentru neutralizare. Deci un plan de acțiune pus la punct pe care v-ați străduit cu toții, da, să-l duceți la bun sfârșit. Sigur. Și ales că erau lucruri cu care nu trebuia să greșim, nu glumeam cu situația respectivă. Sigur. S-a rezolvat și este ceea ce contează. Vă rog. Aș vrea să subliniez un pic la planul de măsuri din sezonul rece 2017-2018. Am spus că executăm dezăpezirea cu ADP-ul. Poate pe cineva interesează. Am o adresă de la dumnealor în care ei folosesc 12 utilaje. Am să le enumăr câteva. 3 tractoare cu lamă frontală, rabă cu lamă frontală 2, tractor tip sărăriță, tractor cu remorcă pentru împrăștierea manuală a materialului antiderapant, autogredel, buldozer pe șenile și buldo excavator. Sunt cele 12 utilaje. Dumnealor au un stoc de 150 de tone care se actualizează în funcție de necesități, sare 20 de tone și sare jumătate de tonă și sare cu nisip amestecat 20 de tone. Deci sunt obligat să vă pună la dispoziție toate aceste informații, cantitatea de material antiderapant, tot stocul. Noi am solicitat stocul printr-o adresă și prin directorii instituției și domnul subinginer Scoruș ne-au pus la dispoziție aceste detalii. Dumnealor au și, pentru asigurarea combustibilului necesar utilajelor pentru dezăpezire, au achiziționat printr-o licitație cu un contract cu o firmă pentru distribuire carburanți. Este și normal, ne trebuie și carburanți. Toată lumea se întreabă atunci sau nu se întreabă de carburanți. Sunt necesari. Bineînțeles, sigur, că altfel nu s-ar putea desfășura activitatea. Deci, dumnealor, cei de la ADP, pe lângă baza materială umană, se mai dovedesc a fi și voluntarii, da? Cei care dau o mână, da, de ajutor în plus suplimentar. Sunt brațul, da, pe care ne sprijinim de fiecare dată. Anul acesta, până în prezent, nu ne-am confruntat așa cu nămeții care ne-a obișnuit, doamne, ne-a obișnuit natura în ultimii ani. Îmi amintesc că domnul Paveliu chiar a participat la toate acele ediții când Râmnicu era acoperit în întregime de nămeți. Cu toate, vedeți că la începutul iernii gurile rele spuneau, iarnă deosebit de grea, linișteam lumea, liniștiți-vă. Cine știe, doar Dumnezeu. Noi știm, exact, o perioadă de timp, 2-3-4 zile, maxim să spunem o săptămână. Restul este... Pe o perioadă de 6 luni, este absurd, da, destul de dificil. Putem să facem o comparație cu anii precedenți, dar... Da, anul acesta am cam fost feriți de eveniment. Da. Acum să vedem cele două zile de cod portocaliu de ger. Noi vedem că dumneavoastră reușiți, vă mobilizați autoritățile, dar care este reacția râmnicianului? Cum reușește să se mobilizeze în aceste situații de urgență râmnicianul? Astăzi, pe ger, de exemplu, le luăm pe rând după aceea, facem apel la anii trecuți, la experiența anilor anterior, să vedem cum a fost cu nămeții. În caz de inundații, pentru că mi-ați spus că ați avut 14 asemenea situații. Să știți că conștientizarea populației privind participarea activă alături de forțele specializate la intervenție, pentru că, da, este ușor să stai să te uiți, sigur, dar nu dispunem nici noi de forțe atât de multe încât să putem
de zi pe zi, bună oară, un întreg oraș, da? Și intervenim peste tot. Și atunci, mi se pare normal, sunt și o serie de măsuri pe care se iau la primărie, în sensul în care ești obligat să-ți faci în fața propriei curți, da? Să-ți faci... Cale de acces. Cale de acces. Să știți că, în general, lumea răspunde. Răspunde pozitiv. Da. Nu, de obicei, da. Prin... Nevoiți, nu trebuie să iasă din casă, nu? Da. Măcar acest lucru să răspund, dea răspund dovadă. Răspund bine. Da, uneori, surprinzător, câteodată, pentru că am întâlnit și la câte o inundație când așteptau să venim. Stăteau un pic într-o lopată, într-o furcă și așteptat să venim. Și ați venit. Păi pe strada cutare nu ați fost. Păi suntem la dumneavoastră. Nu putem să ne ducem și în altă parte. Ducem pe rând. Și prioritizăm, la fel și cu zăpada, să spunem. Se dezăpezește în fața spitalului cu precădere. Deci căi de acces. Sigur, principalele căi de acces, sigur, instituțiile, prioritare, da. Sigur. Și după aceea, în funcție, știu că avem și un telefon, telefonul cetățeanului în cadrul primăriei Râmnicu Sărat. Cred că tot dumneavoastră mai răspundeți în aceste situații, da? Și sunt foarte mulți râmniceni, fac referire la vârstnici care vă apelează și acolo situația chiar o impune. Sunt persoane care nu se pot deplasa din casă până afară, da? Păi să-și facă cale de acces. Acolo interveniți, dar fără discuție. Da. Anul acesta, nefiind necesar, nu am avut asemenea solicitări, însă în anii trecuți, da, numărul de la primărie, sigur, numărul de telefon să știe și am fost solicitat și da, am intervenit la mulți bătrâni din municipiu care ne-au solicitat ajutorul. În timpul zăpezilor. Atunci când ați fost partenerii împreună cu voluntarii din municipiul Râmnicu Sărat, s-a demonstrat solidaritatea râmnicenilor. Exact, și vreau să menționez faptul că am avut voluntari și dintre elevi de la Vlahuță, de la Ștefan, echipa de fotbal. Sigur. Da. Da, care s-a mobilizat extraordinar și în acele perioade chiar ne-au ajutat. Dacă vrea să intervină domnul Sfinșel, vă rog. Aș vrea să mai aduc în prim plan telespectatorilor, poate s-au uitat. Anul trecut, în ianuarie, 5-6 ianuarie, am avut un cod roșu de viscol și vânt, unde tronsonul pe E85 a fost blocat preventiv de poliția rutieră și lăudabilă, și două autocare, primul autocar cu 51 de persoane de turiști moldoveni care mergeau să sărbătorească pe rid vechi Crăciunul dumnealor, parcă în jurul orei 5 am primit cetățeni din Republica Moldova, 51 mi-aduc aminte, și următorul în jurul orei 8, parcă 56 de persoane. Ce am putut să facem? Un sandwich, un ceai cald, o strânsă colaborare cu cantina din Râmnicu Sărat, un sandwich de la Spas, deci au fost două, de fapt, nu unul. Și cazați la primăria Râmnicu Sărat, nu? Sau unii în sala jos de ședințe, unii au preferat, i-am îndrumat. Am vorbit cu titularii de pensiuni. Au venit, i-au preluat, i-au îndrumat, le-am arătat, am sunat la pensiuni diferite, mi-a spus să nu mai dau nume, nu mai dau. Exact. Pensiuni diferite, foarte strânsă colaborarea cu dumnealor, le-am estimat un preț, omul trebuie să știe pe ce bani se bazează, ce mai au în buzunar. Pe urmă, i-am îndrumat către un supermarket mare din Râmnicu Sărat, la fel. Deci sunt lucruri care le-am făcut împreună. Chiar atunci am primit un telefon de la Nerul Pașcu, situație de urgență Buzău, ambasada Republicii Moldova la București, și chiar a fost un comunicat scurt de Ager Press. M-au întrebat cine sunt. Sunt un funcționar al primăriei.
situații care nu are rost funcția, suntem oameni normali și intervenim normal. Iar în altă ordine de idei... Nemulțumit pentru faptul da, că ne-am ocupat da, de da, cetățenii. Lucrurile s-au uitat. Da, ne-au mulțumit. Chiar am schimbat telefoane, am rămas prieteni cu unii dintre ei. Pentru mine lucruri omenești, lucruri simple și normale. Dar foarte greu de gestionat o asemenea situație, pentru că oamenii intră în panică, nu știu cum să mai reacționeze, fie că sunt ai noștri, concitadinii noștri, fie că sunt cei aflați în tranzit. O situație mult mai dificilă, văzându-se la o distanță foarte mare de casă. Mi-am mai adus aminte, le-am pus la dispoziție un televizor. Am făcut în așa fel să cobor în fire prin tavan. Deci toate neexistă condițiile. O parolă de net. Lucruri moderne, să spunem, și cu o informație să afle când se termină codul roșu, când poți să plece. Ne-au sunat chiar rude de ale lor din străinătate. Dom'le, când se termină? S-au uitat, probabil pe site-ul primăriei, au văzut un număr de telefon și au sunat. Exact ce știam de la autorități. Este lucrul care îl menționam de fiecare dată. Și pe lângă aceste activități lăudabile, vă mai atrageți și critici, așa cum ați spus, în momentul în care apare o situație, o inundație la o gospodărie de pe nu știu ce stradă. Sau în momentul în care toți râmnicenii vor ca toate cartierele să fie dezăpăzite în același moment. Criticile la noi sunt constructive. Nu? Domnul Paveliuc, cum vă descurcați cu dumnealor atunci când preluați mai multe apeluri telefonice și încercați să-i determinați să fie mult mai înțelegători, mai răbdători? Sigur că în situații critice se vede de fapt tăria de caracter și da, am avut situații în care cetățenii sunt nemulțumiți. Pe undeva e normal. E normal în astfel de situații. Fiecare consideră că problema lui este cea mai importantă, exact, și vrea să fie rezolvată imediat. Însă, prin planurile noastre de măsuri, noi avem niște prioritizări făcute, astfel încât principalele măsuri sunt în faza întâi, după care în faza a doua intră următoarele și tot așa, și în funcție de aceste prioritizări noi ne facem îndeplinim misiunile pe care le avem. Domnilor, vă rog să facem câteva recomandări și pentru situația și perioada următoare. Va veni primăvara, o să ieșim noi și din această iarnă, scăpăm și de ger, și sunt râmniceni care vor incendia resturile vegetale. Le supraveghem, nu le supraveghem, facem contract cu societatea de salubrizare, cum se procedează, cine mă ajută? Încercăm ca la gospodăriile cetățenești să conștientizăm, mai mult prin afișaj. Este un pic greu să umbli un pic din casă în casă. Eu am mai intervenit, vă spuneam înainte de începerea emisiunii, că aveam o doamnă, o vecină un pic mai în vârstă, care a dat foc la câteva frunze, ce mai avea pe lângă casă, eu știu. Și la un moment dat am intervenit și i-am explicat ce se întâmplă. Nu este bine, bătea și vântul un pic, dar dumneaei m-a surprins. Chiar vârsta înaintată a dumneaei a păzit focul și am mers mai târziu, am văzut că l-a stins cu apă, ceea ce recomandăm, stingerea cu apă și nu acoperirea cu nisip. Nu acoperirea cu nisip sau cu pământ, cum facem de obicei, ne e mai la îndemână să mai aducem o cantitate de apă suficientă să stingem tot ce rămâne acolo arzând. Și cu siguranță de aceste informări se ocupă și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Sigur, dumnealor, da, știu sigur că organizează campanii de informare, de prevenire în rândul populației. Exact. Vreau să menționez faptul că nu putem să dăm foc când vrem și oriunde vrem. Sigur. În cadrul primăriei, da, e compartimentul pentru situații de urgență, unde se eliberează un permis de lucru cu foc.
Deci, în momentul în care vrei să dai foc unui anumit, o anumită suprafețe de teren sau orice altceva, îți trebuie un permis de lucru cu foc. Ori acest permis de lucru cu foc este eliberat la noi, la primărie, de către șeful serviciului. Chiar am în mână un permis de lucru cu focul solicitat de o persoană, de un cetățean de Râmnicu Sărat. În ce situație se impune acest permis? Deci, cum să vă spun, ar putea să scape de sub supraveghere acest foc. Și în acest caz ne luăm niște măsuri de prevenire. Îi expun domnului sau doamnei persoanei care este și care solicită permis de lucru cu focul niște riscuri la care se supune. Eu am întrebat foarte, foarte simplu, domnule, dacă îți scapă de sub supraveghere, ce faci? Se uită un pic întrebător la noi, nu știu ce să spună. Vedeți că aveți un pic nevoie de sprijin. Și le-am explicat, le-am pus în vedere condițiile. Da, sunt niște condiții pe care trebuie niște condiții ca este să poată formular. Să dea foc. Altfel nu primește... Și în cazul în care incendiază, dau foc la resturile vegetale exact, din da. Gospodărie, au nevoie de un asemenea permis, da? Obligatoriu, obligatoriu. Că îl fac un pic așa cum îl facem noi din bătrâni mai în spatele casei. Și bate puțin vântul, se extinde la locuința vecină noi, și de aici un dezastru. Noi unde am observat ce vă spuneam anterior, unde observăm, intervenim și... Nu, cine face este amendat ca să... Foarte bine de știut că există și un formular și lucrurile pot fi ținute sub control în aceste situații și foarte important pentru râmnicenii care locuiesc la case, da? Dumnealor se mai joacă cu focul chiar din când în când. La sfârșitul încheierii este un permis de lucru cu focul, se eliberează un formular și la sfârșit ne auzim, ne contactăm telefonic și mergem la fața locului și încheiem acest permis de lucru cu focul. Vedem ce au făcut la fața locului, cum au stins dumnealor focul și în acel moment încheiem acel permis de lucru cu foc. La deschidere și la închidere, ceea ce a mai eliberat și a fost o sărbătoare undeva în septembrie, octombrie, nu mai țin minte cu exactitate, unde am eliberat câteva permise de lucru cu foc. Era o sărbătoare, avea un cazan, o mâncare tradițională și le-am pus în vedere câteva lucruri, chiar aveau, făceau cu gaz, le-am explicat, butelia este foarte aproape, s-o ducă la minim un metru și jumătate, cât mai departe undeva de sursa de foc. Unii chiar făceau cu lemne și se pot întâmpla destule lucruri nedorite, aș spune. Domnilor, eu vă mulțumesc pentru prezență și pentru informațiile pe care le-ați oferit râmnicenilor. Am văzut care este și regulamentul în mare de organizare și funcționare pentru Comitetul Local pentru Situații de Urgență din municipiul Râmnicu Sărat. Ne-ați spus să stăm liniștiți, da? Să nu ne panicăm în aceste două zile. Va trece și acest cod. Tot spuneam și anii trecuți că ne-am obișnuit noi românii în ultima perioadă să vorbim de multe culori, de coduri colorate, de... Exact, da. Să dea Dumnezeu să treacă totul cu bine. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi. Le mulțumim celor doi reprezentanți ai primăriei Râmnicu Sărat, bineînțeles și dumneavoastră. Vă aștept mâine seară, ora 19 la TV Sat, la Presa Liberă Trecere. Sănătate, numai bine, la revedere! Presa Liberă Trecere.